Meniul zilei, 22 de lei, două ciorbe, din care una ciorbă de burtă zilnic și 5 feluri, 2, pe bune! Astăzi, de exemplu, ciorba de burtă care e în fiecare zi și ciorbă țărănească de porc. Felul 2, ori au avut iacnie de fasole cu ciolan, am luat-o, și tocăniță de porc cu găluște, am luat-o, dar mai aveau și piept de pui chiev cu cartof natur, și mici cu cartofi prăjiți, și cârnați cu cartofi prăjiți. Bă-s multe, frate-s multe! Încep cu ciorba țărănească de porc. Pus ca lumea, morcov, cartofi, cărniță, mazăre. Acrișoară. E foarte bună, bă. Foarte bună ciorba, foarte bună. Trece și la ciorba de burtă. La ciorba de burtă nu pot să zic că e ciorba mea preferată. Prefer rădăuțeana pentru că nu-mi place în mod deosebit textura de la burtă. Dar gustul ciorbei mi-l place. Hai să vedem dacă asta e bună. E bună. E bună, dar o să las mâncătorii de ciorbă de burtă după ce se comande de la ei să-mi spună dacă e bună sau foarte bună. Trecem la felul 2 și începem cu iahnia de fasole cu ciolan și cârnați. Lângă salată de ceapă cu ardei iute, ceapă roșie. Și fiți atenți aici. Din coace am găluște cu tocăniță de porc și mi-a dat altă salată. Salată de varză, o castraveți verzi și ardei iute. Mi se pare foarte tare chestia asta. O salată pentru fiecare felul 2, să rămână, respect. Mai să vedem cum e. Nu știu de voi, dar eu ador fasolea. Foarte bună. Aici avem ciolan. Fraged, gustos. Cârnațul pare un pic cam tare. Foarte bun și cârnațul. Un pic cam tare, un pic cam prăjit, da. La gust foarte bun. Și la felul 2 al soției, tocăniță de porc cu găluște. Ea e nebunită după găluște. Băgăm gălușca acolo în tocăniță. Foarte gustoasă tocăniță. Foarte gustoasă. Ca de frază de moale. Foarte bun. Băi, cum s-ar zice, le-am dobândit. Ne-am cam luptat un pic cu ele, dar le-am dobândit. Și o mică recapitulare. Soția a zis că ciorba de burtă a fost foarte bună. Până la urmă am făcut schimb de ciorbe și am mâncat ea ciorba de burtă și a zis că e foarte bună. Mă duc pe mâna ei. Țărăneasca de porc, acrișoară, bogată în legume și în cărniță, toate fragede, bine fierte, foarte bună. Tocănița cu găluștele, fragedă carnea de numai, cu găluștele alea după ce am amestecat acolo tot cu sosul, foarte bun. Și iahnia de fasole cu ciolanul, cârnațul. Am zis că e un pic cam prăjit, fiind să cred că e un cârnaț de casă, care, fiind uscat, după ce îl mai și prăjești, se usucă un pic și mai tare. Ca textură, nu a fost wow, dar gustul, țuț. Și ce mi-a plăcut cel mai și cel mai mult? Faptul că ai câte o salată la fiecare felul 2, nu-i aceeași salată la toate felurile, cel puțin la astea două. Și tot entuziasmul ăsta, și când am ajuns acasă cu mâncarea, că abia așteptam să mănânc, era lihnit de foame. Și acum explicând tot pe aici, mi-am dat seama că n-am zis de unde. Pensiunea Blanco. Pensiunea Blanco se află pe Corolian Hora, numărul 171. Corolian Hora e strada care dă din Eric Ibsen, strada pe care e papii. Dacă traversești centura, fix acolo în față e și pensiunea Blanco.
Da, nu poți ajunge drept în față, trebuie să vii pe centură în sus, care e mega aglomerată în momentul ăsta, știm toți, dar pe lângă fosta piață Ioșia, actualmente mega imaj, poți să treci linia ferată și faci imediat stânga și mergi până în capăt, până ieși din nou la ieșirea spre centură. Acolo e pensiunea Blanco. Da, e un pic peste mână, dar pont, îi găsești și în Glovo și meniul zilei e tot la 22 de lei. Deci în momentul ăsta, cred că pot să zic că avem unul dintre cele mai bune rapoarte varietate, preț, cantitate, gust din Oradea. Ai două ciorbe, nici mai știu câte feluri, 2, 3 sau 4 feluri din care poți să alegi. Prețul e la 22 de lei în locație, 23 de lei la pachet, preț foarte bun. Cantitatea e suficientă, credeți-mă. Așa că stilul caracteristic, da, Răducu vă recomandă. Poftă bună!